Doctrina rămășiței de David Pai Silva Ce este o doctrină? Cuvântul doctrină se referă la instruire sau învățătură. Singurul cuvânt în Vechiul Testament pe care traducerea revizuită a Bibliei, precum și traducerea autorizată a Bibliei, îl redau ca doctrină. Este cuvântul ebraic legoah, instruire, literar, ceea ce se primește. În Noul Testament, doctrina este folosită odată pentru logos și în rest, pentru didache și didascalia, Primul dintre acestea, două desemnând în special acțiune de a preda, învăța, iar cel de-al doilea, lucrurile predate pentru a fi învățate. În Matei 7:28 avem un bun exemplu pentru acest concept. Oamenii îl ascultau pe Isus, prezentându-le predică de pe munte. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noradele au rămas uimite de învățătura sa, căci el îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. În Matei 16 găsim o altă ilustrare a semnificației doctrinei. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le zis atunci, Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a săducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, Ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrurile acesta, le zis, Puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că nu ați luat pâini? Tot nu înțelegeți? Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini? Ce v-am spus? Să păziți de aluatul fariseilor și a saducheilor. Atunci au înțeles că nu le zise să se, păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Aici găsim două feluri de doctrină menționate în Noul Testament. 1. Adevărata doctrina lui Hristos. 2. Doctrina contrafăcută false a fariseilor și saducheilor. Cum putem discerne între, doctrina autentică și doctrina false? În timpul sărbătorii corturilor în Ierusalim, Iisus a spus Doctrina mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Învățătura pe care o dădea Iisus vine de la Tatăl și El dădea instruirile elementare referitor la modul cum se recunoaște o doctrină adevărată. Dacă vrea cineva să facă voia lui, a Tatălui, aici avem un adevăr foarte important. Condiția cu care putem identifica adevărata doctrină se bazează pe dispoziția noastră, disponibilitatea noastră de a face voia lui Dumnezeu. Alegând și predicând doctrina sănătoasă. În 2 Timotei 3 cu 16, Apostolul identifică izvorul adevăratei doctrine. Sfintele Scripturi, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. El îi îndeamnă pe credincioși să vorbească lucrurile care se potrivesc cu învățătură sănătoasă. De cealaltă parte, Pavel avertizează poporul lui Dumnezeu în Efeseni despre pericolul de a fi purtat de orice vânt de învățătură, prin viclenie oamenilor și prin șiretnia lor în mijloacele de amăgire. În mod sigur, aceste feluri de doctrină nu vin de la Tatăl, ci de la Tatăl minciunilor. Întrebările care ne preocupă cel mai mult sunt Cred eu cu o credință salvatoare în Fiul lui Dumnezeu? Este viața mea în armonie cu legea divină? Cel ce crede în Fiul are viața veșnică. Cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. De ce Apostolul Ioan vede necesar să-i explice cum să știm dacă noi înșine și alții cu adevărat îl cunoaștem pe Hristos. De ce ar trebui să facem efortul de a stabili dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Hristos? Pentru că în ultimele zile vor veni timpuri primejdioase, în care pretinși creștini au o formă de evlavie exterioară, însă în realitate tăgăduiesc puterea reală a lui Hristos de a-i face în stare să fie biruitori. Suntem avertizați împotriva celor ce sunt apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefacă în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satan se preface într-un înger de lumină. În timpul sfârșitului, mulți vor veni cu teste care nu sunt date în cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem testul nostru în Biblie, poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. Aici sunt cei care țin poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Aceasta este, acesta este adevăratul test, însă multe alte teste se vor revii în popor. Vor veni cu duiumul, pornind când de la unul, când de la altul. Va apărea în permanență câte un lucru străin care să distragă atenția de la adevăratul test al lui Dumnezeu. Aceste lucruri fac necesar ca predicatorul care întâlnește aceste teste să aibă o minte care poate discerne ca să nu dea crezare vreunui doctrine false. Se vor auzi voci care vor spune, iată, Hristosul este aici, când nu este niciun Hristos acolo este ceva noțiune umană pe care ei doresc ca oamenii să o accepte și să o creadă. Însă cel mai trist lucru este că principiile devin pervertite. Nu faptul că nu există cineva care să încerce să pună în practică principiul, ci că principiul a devenit atât de tencuit cu lucrurile imature, încât va fi nevoie de cea mai profundă cercetare a Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a vedea dacă totul este în conformitate cu principiile adevărate evlavii și în armonie cu un așa zice Domnul. Mulțime de tradiții predicate nu suportă comparație cu învățăturile celui care a venit să arate care spre cer. Hristos învață cu autoritate. Predica de pe munte este o operă minunată, totuși atât de simplă încât chiar și un copil poate să o studieze fără să greșească. Muntele fericirilor este o emblemă a înălțimii deosebite pe care a stat Iisus întotdeauna. El vorbea cu o autoritate care era în exclusivitatea sa. Fiecare propoziție pe care au o rostit-o venea de la Dumnezeu. El era cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și el a prezentat întotdeauna adevărul cu autoritatea lui Dumnezeu. Cuvintele pe care vi le spun, a spus el, sunt duh și viață. Cei ce în Consiliul Cerului, Tatăl și Fiul, au văzut ca esențial pentru salvarea omului, a fost definit din veșnicie cu adevăruri infinite, pe care ființele mărginite nu pot să nu le înțeleagă. Au fost făcute descoperiri pentru instruirea lor în neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să poată onora viața sa și viețile semenilor săi, nu doar prin deținerea adevărului, ci prin comunicarea acestuia. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie făcut de săvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog, Ferbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătare și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și în timp, mustre, cearte, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătură căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vor gâde la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Iisus nu a introdus în învățăturile sale nimic din știința oamenilor. Învățătura sa este plină de adevăr măreț, inobilator, salvator, cu care cele mai înalte ambiții și cele mai mândre invenții ale oamenilor nu sufere comparație și totuși lucrurile de importanță minoră captivează mințile oamenilor. Marele plan de mântuire a unei rase căzute a fost îndeplinit în viața trăită de Hristos în trup omenesc. Acest plan de restaurare a chipului moral al lui Hristos în omenirea înjosită a pătruns în fiecare scop al vieții și caracterul lui Hristos. Maiestatea sa nu putea să se amestece cu știința umană, care într-o zi se va deconecta de marea sursă de înțelepciune. Subiectul științei umane nu a ieșit niciodată de pe buzile sale sfinte. Crezând în cuvintele lui Dumnezeu și împlinindu-le, el dezlega familia umană de la carul de lupte al lui Satan. El era conștient de ruina teribilă care amenința rasa umană și el a venit să salveze suflete prin propria sa neplihănire, aducând lumii asigurarea clară a speranței și a eliberării complete. Avem nevoie mai mult de lucrare celui infinit și mult mai puțină încredere în agenții umani. Trebuie să pregătim un popor să stea în ziua pregătirii lui Dumnezeu. Trebuie să atragem atenția oamenilor la crucea calvarului. Să facem clar motivul pentru care Hristos a făcut marele său sacrificiu. Trebuie să le arătăm oamenilor că este posibil să se întoarcă la credincioșia lor față de Dumnezeu și la ascultare de poruncile sale. Când păcătosul privește spre Hristos, că jertfă de ispășire pentru păcatele sale, omul să se dea deoparte, să-i spună păcătosului că Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. încurajați să se caute înțelepciune de la Dumnezeu, pentru că prin rugăciune serioasă, el va învăța calea Domnului într-un mod mai desăvârșit, decât dacă ar fi fost instimit de vreun sfătuitor omenesc. El va vedea că încălcarea legii a fost cea care a cauzat moartea Fiului Infinitului Dumnezeu. Și el va urâ păcatele care l-au rănit pe Isus. Când privește la Hristos ca la un mare preot milos, îndurător, inima sa va fi păstrată în căință. Poruncile lui Dumnezeu Care sunt poruncile lui Dumnezeu? Ele sunt cele 10 percepte sfinte. Legea regală Legea Sfântă a Lui Dumnezeu, care este standardul caracterului, cu care fiecare suflet prezent la judecată trebuie să corespundă, chiar dacă s-ar putea să se prezinte de la anvoanele contemporane că Dumnezeu nu are nicio lege. Acum, cine crede aceasta? Când templul Lui Dumnezeu din cer este deschis, ce timp glorios va fi acela pentru toți cei care au fost credincioși și sinceri? În templu se va vedea chivotul legământului, în care au fost așezate cele două table de piatră pe care este scrisă legea lui Dumnezeu. Aceste table de piatră vor fi scoase din locul în care au fost ascunse și pe ele se vor vedea cele zece părunci gravate cu degetul lui Dumnezeu. Aceste table de piatră care se află acum în chivotul legământului sunt o mărturie convingătoare despre adevăr și despre obligativitatea preceptelor legii lui Dumnezeu. Datoria noastră de a asculta de această lege trebuie să fie povara acestei ultime solii de milă către lume. Ea nu creează sfințenie, ci face cunoscut sfințenia. Ea este un cod de principii care exprimă milă, bunătate și iubire. Ea prezintă omenirii căzute caracterului Dumnezeu și anunță în mod clar întreaga datorie a omului. Cele 10 porunci, să și să nu, sunt 10 promisiuni care ne sunt garantate dacă ascultăm de legea care guvernează Universul. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aici e o cuprinsă sumă și esența legii lui Dumnezeu. Condițiile pentru mântuire fiecărui fiu și fiecărui fiice al lui Adam sunt subliniate aici. Cele 10 precepte sfinte rostite de Hristos pe muntele Sina erau descoperirea caracterului lui Dumnezeu și făceau cunoscut lumii faptul că El are jurisdicție asupra întregii moșteniri omenești. Acea lege a celor 10 precepte ale cele mai mari iubiri care poate fi prezentată omului este vocea lui Dumnezeu din cer, vorbind sufletului prin promisiunea. Face ce aceasta și nu veți ajunge sub domnia și controlul lui Satan. Nu există nimic negativ în această lege, deși ar putea apărea așa. Este, fă și trăiește. În cele 10 porunci, Dumnezeu a pus temelie legilor împărăției sale. Orice încălcare a legilor naturii este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Domnul a dat sfintele sale porunci pentru a fi un zid de protecție în prejurul ființelor sale create. Iar cei care se vor feri de mânjitura apetitului și pasiunii pot deveni părtași ai naturii divine. Percepțiile lor vor fi clare. Ei vor ști cum să păstreze fiecare facultate și sănătate așa încât să poată fi prezentată Domnului pentru slujire. Domnul îi poate folosi, pentru că ei înțeleg cuvintele Apostolului. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iubirea lui Isus în suflet va alunga orice ură, egoism și invidie, pentru că legea Domnului este desăvârșită, Convertind Sufletul. În ascultarea de legea lui Dumnezeu există sănătate. Afecțiunile celui ascultător sunt atrase către Dumnezeu, privind spre Domnul Isus. Noi putem să ne încurajăm și să ne slujim unul pe altul. Iubirea lui Hristos este revărsată în Sufletele noastre și nu există nicio disensiune și ceartă între noi. Credința lui Isus. Credința lui Isus a fost trecută cu vederea și tratată într-un mod indiferent, nepăsător. Ea nu a ocupat acea poziție proeminentă în care a fost descoperită lui Ioan. Credința în Hristos ca singură speranță a păcătosului a fost în mare parte lăsată afară nu doar din discursurile prezentate, ci și din experiența religioasă a foarte multor persoane care pretind a crede solia Îngerului al treilea. Solie Îngerului al treilea este proclamarea poruncilor lui Dumnezeu și a credinței lui Isus Hristos. Poruncile lui Dumnezeu au fost proclamate, însă credința lui Isus nu a fost proclamată între adventiștii de ziua a șaptea ca fiind de o importanță egală. Legea și Evanghelia mergând mână în mână. Nu pot găsi cuvintele să exprimă acest subiect în plinătatea lui. Credința lui Isus se vorbește despre ea, dar nu este înțeleasă. Ce constituie credința lui Isus, care aparține soliei îngerului al treilea? Isus devenind purtătorul nostru de păcate, pentru ca să poată deveni mântuitorul nostru iertător de păcate. El a fost tratat cum merităm noi să fim tratați. El a fost venit în lumea noastră și a luat păcatele noastre, pentru că noi să putem lua neprihănirea sa. Și credința în abilitatea lui Hristos de a ne salva în mod amplu și pe deplin și complet este credința lui Isus. Singura siguranță pentru izraeliți era sângele de pe ușorii casei. Dumnezeu a spus Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Orice, orice alt dispozitiv pentru siguranță nu ar avea nicio valoare. Nimic în afară de sângele pe ușori nu ar fi impedicat drumul pentru ca îngerul morții să nu intre. Există mântuire pentru păcătos doar în sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de toate păcatele. Omul care are un intelect cultivat, poate avea rezerve mari de cunoștințe. El se poate angaja în speculații teologice, poate fi mare și onorat de oameni și poate fi considerat deținătorul cunoștinței. Însă dacă nu are o cunoaștere salvatoare a lui Hristos restignit pentru el și dacă nu se prinde prin credință de neprihănirea lui Hristos, el este pierdut. Hristos a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de noastre, Pedeapsa care ne dă, ne dă pacea a căzut peste El și prin renele Lui suntem temăduiți. Salvat prin sângele Lui Isus Hristos va fi singura noastră speranță pentru timp și cânticul nostru de-a lungul veșniciei. Ca urmare, care trebuie să fie doctrinele Bisericii Lui Dumnezeu de astăzi? Dumnezeu nu a autorizat Biserica sa să își creeze propriile doctrine. Ea trebuie să predice doar doctrine care au o temelie sigură în Scripturi, în deplină armonie cu învățăturile lui Hristos. Apocalipsa 12 și 14 ne oferă o prezentare clară a doctrinelor esențiale care să caracterizeze ultima biserică. Ioan descrie poporul lui Dumnezeu ca fiind cei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos. Aici este redarea Sfinților, aici sunt cei ce păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința Lui. Traducerea timpului din 1844 a fost o perioadă de mari evenimente, deschizând ochilor noștri uimiți curățirea sanctuarului, care are loc în cer și care are o legătură bine stabilită cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ. Soliile primului și celul de-al doilea și al treilea înger care desfășurau steagul pe care era scris, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Unul dintre punctele de reper ale acestei solii a fost templul lui Dumnezeu, văzut în cer de, pe poporul, de poporul său iubitor de adevăr și chivotul legământului care conținea legea lui Dumnezeu. Lumina despre săbatul poruncii a patra strălucea în raze puternice în calea călcătorilor legii lui Dumnezeu. Doctrina opusă nemuririi sufletului este o veche piatră de hotar. Îmi pot aminti lucrurile care pot fi enumerate, enumerate printre pietrele de hotar vechi. Aici găsim cele mai importante doctrine ale Bisericii Rămășiței. Curățirea sanctuarului, soliile celor trei îngeri, poruncile lui Dumnezeu, credința lui Isus, lumina sabatului poruncii a patra, condiția de muritori a celor rei. Aceste crezuri distinctive se bazează în mod clar pe doctrinele lui Dumnezeu și ale cuvântului său. Natura păcătoasă a oamenilor, planul de mântuire, existența și lucrarea îngerilor, importanța și lucrarea bisericii și alte învățături importante ale Bibliei. Și pe lângă porunca a patra, în decalog se găsește alte adevăruri, cum ar fi caracterul necombatat, reforma sănătății, reforma în educație și căsătoria creștină pe viață. Acestea și alte învățături sunt toate principii bazate pe cele 10 porunci Sfânta Lege a lui Dumnezeu. Apostolul ne amintește că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigători de tată și ucigători de mamă, pentru ucigători de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia Slaviei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. În apelul său final, Pavel scrie: Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împără împărăție sa. Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra Lui la timp, și în timp, mustre, cearte, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii, fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, Fă lucrul unui, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ca urmașii lui Hristos, cei care trebuie să reflecte în mod de chipul său, ce trebuie să predicăm? Înainte de înalțarea sa la cer, Hristos ne-a dat în grijă însărcinarea Evangheliei. Mergeți și învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit, poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. În însărcinarea dată ucenicilor săi, Hristos nu doar a prezentat lucrarea lor, dar le-a dat și mesajul lor. învățați pe oameni, a spus el, să păzească tot ce v-am poruncit. Ucenicii trebuiau să predice ceea ce predicase Hristos, ceea ce spusese el, nu doar personal, ci prin toți Pre profeții și învățătorii Vechiului Testament. Este inclus aici. Învățătura omenească este exclusă. Nu există niciun loc pentru tradiții omenești, pentru teorii și concluziile oamenilor sau pentru o legislație a bisericii. Nici o lege emisă de vreo autoritate eclesiastică nu este inclusă în această însărcinare. Niciunile dintre acestea nu trebuie să fie predicate de Serviul lui Hristos. Legea și profeții împreună cu raportul cuvintelor și faptelor sale sunt comoara încredințată ucenicilor pentru a fi dată lumii. Numele lui Hristos este parola lor, cuvântul lor instinctiv, legătura unirii lor, autoritatea pentru cursul lor de comportare și sursa succesului lor. Nimic ce nu are inscripția sa nu trebuie să fie recunoscut în împărăția sa. Evanghelia trebuie să fie prezentată nu ca o teorie lipsită de viață, ci ca o forță vie, care să schimbe viața. Dumnezeu dorește ca primitorii Harului Său să fie martori despre puterea sa. Cei al căror curs a fost cel mai ofensator împotriva sa sunt acceptați de el cu inimă largă. Când se căiesc, el le, oferă, el le oferă spiritul său divin, îi pune în cele mai înalte poziții de încredere și îi trimite în tabăra celor necredincioși pentru a proclama mila sa fără margini. El vrea ca toți slujitorii săi să dea mărturie despre faptul că prin harul său oamenii pot poseda asemănarea la caracter cu Hristos și se pot bucura în asigurarea marii sale iubiri. El ar vrea ca noi toți să dea mărturie despre faptul că el nu poate fi satisfăcut până când rasa omană este recuperată și reinstaurată în privilegiile ei înalte ca fii și fice ale sale.